În mod normal, la sfârșit de an, se obișnuiește să se facă bilanțuri a anului care a trecut și a felului cum noi l-am gestionat. De data aceasta, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă un alt loc din cuvânt și acest cuvânt se află la Epistola lui Iuda, începând de la versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Și de la versetul 20 până la sfârșit. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Trăim o vreme tare tulbure, o vreme în care vrăjmașul lucrează cu mare furie ca să poată să atace chiar și pe cei aleși și dacă poate să întoarcă din drumul lor. Apostolul Iuda parcă a copiat de la Apostolul Petru, a doua Petru capitolul 2, mesajul pe care el l-a transmis fraților și mulți au zis că este vorba de o copie, dar cred că Duhul lui Dumnezeu a avut în vedere vremea de atunci și vremea care s-a scurs de atunci și până astăzi pentru noi. Încă de la începuturi, începuturile bisericii, în biserică s-au strecurat oameni care n-aveau nicio milă față de biserică și n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Au venit, au spus una și alta din cuvântul lui Dumnezeu,
dar fără ca acest cuvânt să fi lucrat întâi în viața lor, ci cu multă șiretenie ei căutau să pervertească cuvântul lui Dumnezeu, să pervertească adevărurile Scripturii. Așa se face că atât a doua epistolă a lui Petru, cât și această epistolă a lui Iuda, este scrisă în mod special pentru copiii lui Dumnezeu, pentru aceia care sunt chemați de Dumnezeu ca să fie, să-L slujească pe Dumnezeu și ca să fie martori ai Domnului Iisus Hristos aici pe pământ. Așa se face că această epistolă nu se ocupă de cei care sunt necredincioși, se ocupă de cei credincioși și în același timp se mai ocupă, cum vedem mai la urmă, de unii care au căzut, de unii care au mărturisit odată că l-au primit pe Domnul Hristos, iar datorită uneltirilor celui rău, datorită neatenției în viața lor, ei au ajuns să se depărteze și de aceea spune cuvântul: căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Iată, Iuda, fratele Domnului Hristos, a avut și el probabil multe remușcări în viața lui, că atunci, la început, când Mântuitorul a început să vestească Evanghelia, el nu a prețuit lucrul acesta. Dar Harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat și iată că a ajuns un om de bază în ce privește învățătura Scripturii. Așa se face că el nu îndrăznește să spună că este fratele Mântuitorului, spune că este rob și fratele lui Iacov. Ceea ce îmi place în mod deosebit aici este felul în care se adresează. Zice: către cei chemați. Este cineva aici care să nu fie chemat? N-aș putea crede lucrul acesta. Apoi zice: care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl. Ce mare lucru este să știi că fiind chemat de Dumnezeu, ești chemat prin dragostea Lui și ești chemat de dragostea Lui și ești iubit de Dumnezeu. Să știi că ai un Dumnezeu care te iubește este de mare importanță și în același timp de mare siguranță că Cel care a început această bună lucrare în noi o va isprăvi până la sfârșit. Și păstrați, apoi spune, pentru Iisus Hristos. Ești păstrat, ești păzit de Dumnezeu Tatăl. Și aici se împlinește rugăciunea pe care a făcut-o Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, unde zice: păzește-i, ți-am încredințat și păzește-i de cel rău. Câtă preocupare din partea lui Dumnezeu și din partea Mântuitorului nostru ca noi să rămânem în picioare. Și apoi zice: îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Pacea și dragostea iar răsare din îndurarea lui Dumnezeu care vine peste noi. Și avem nevoie de această îndurare și Dumnezeu a răspândit-o din belșug peste noi. Așa se face că mai apoi, după aceea, el zice: pe când căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. El care înțelesese bine mântuirea venită din cer prin Domnul Iisus Hristos, fratele vitreg, fratele de mamă al Domnului Iisus Hristos, el și-a dat seama cât de importantă este această mântuire. Mântuirea este pe masă, este înaintea noastră, ne este servită și noi am luat această mântuire. Problema principală este ca să o păstrăm această mântuire și să luptăm pentru ca ea să rămână în viața noastră. Dar ca să luptăm să rămână în viața noastră, trebuie să luptăm în ce privește credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Efeseni, la capitolul 2, versetul 8: prin har ați fost mântuiți, prin credință,
Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De aceea este foarte important. Credința este darul lui Dumnezeu, făcut nou. Poate cineva zice, eu n-am primit, sau nu aici. Sunt destui oameni care zice, eu n-am primit credința ca să pot să primez mântuirea. Păi mântuirea a fost înaintea dumneata. Rămâne doar să dorești să pui mâna pe ea și atunci Dumnezeu îți dă credința și îți dă puterea să pui mâna pe această mântuire și să o ai în viață, să o câștigi pentru totdeauna. Să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. De ce credința? Ea este motorul vieții celui credincios. Ea, credința, îl poate ajuta ca să treacă biruitor peste toate împrejurările vieții, cele care sunt nedorite în mod special, în ce privește închinarea lui, în ce privește legătura lui cu Dumnezeu. Vin tot felul de atacuri din toate părțile și lucrul acesta, ca noi să putem să stingem săgețile arzătoare ale celui rău, avem nevoie de scutul credinței sau, cum spune la Tesaloniceni, de platoșa credinței. Avem nevoie de această credință pentru că nu suntem, acum dacă suntem mântuiți, suntem scoși din toate atacurile și din mijlocul lumii acesteia. Am rămas pentru ca să fim o lumină pe pământul acesta, pentru cei care sunt în jurul nostru, pentru cei din casele noastre, pentru semenii noștri. Câți dintre noi nu avem în casele noastre încă persoane care nu l-au primit pe Mântuitorul? Încă nu au această siguranță că au mântuirea lui Dumnezeu. Ce facem în aceste situații? Care este atitudinea noastră față de aceștia? Cred că primul lucru pe care noi trebuie să-l avem este să rămânem statornici în credința noastră, în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să nu ne mișcăm nici într-o parte, nici într-alta. Așa cum l-am primit pe Domnul Hristos, așa să și umblăm cu El. Și lucrul acesta e de mare însemnătate, statornicia noastră față de cei care sunt alături de noi. Apoi, genunchii noștri care să se plece mereu înaintea lui Dumnezeu, cu cereri, rugăciuni și mulțumiri. Cereri pentru cei care sunt nemântuiți, dar în același timp și mulțumiri că Dumnezeu ce-a început în noi va duce la bun sfârșit și cu casele noastre. Ce mare har este să putem să rămânem încredințați că avem un Dumnezeu mare și puternic care ne iubește pe noi și iubește și pe cei de lângă noi. Credința, de ce credința? Pentru că prin ea noi suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu, așa ne spune la Evrei, la capitolul 11, versetul 6, spune așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Iată, ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să rămânem încredințați de dragostea Lui. Trecem prin diverse împrejurări pe pământul acesta și prin diverse ispite, dar cuvântul spune că n-a ajuns nicio ispită peste puterile noastre. De ce? Pentru că Dumnezeu veghează asupra noastră. Ce mare har! Ce mare har că Dumnezeu ne iubește atunci când noi suntem în credința noastră. Dar un lucru care este foarte important și vorbește cuvântul lui Dumnezeu la 2 Timotei, spune că dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine însuși. Vreau să vă zic, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, așa spunem. De ce noi ne-am tăgădui?
De ce n-am rămânea credincioși în toate momentele din viața noastră, atunci când auzi o veste tristă cu suferința pe care o porți, atunci când apare un necaz în viață? De ce nu rămânem încredințați în Dumnezeu? Dumnezeu rămâne credincios că tot ce a promis El, că suntem iubiți în El, rămâne valabil pentru veșnicie și că nu face niciodată peste puterile noastre nimic. Dar Dumnezeu folosește toate aceste lucruri pentru ca să testeze credința noastră, dar mai degrabă să vedem noi cine suntem, că Dumnezeu deja știe, să putem noi cunoaște cât de credincioși îi suntem lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții. Credința este viața celui credincios și cel neprihănit, spune în mai multe locuri, va trăi prin credință. Deci, copilul lui Dumnezeu, ca să poată să trăiască biruitor, el are nevoie de această credință, să lupte pentru ea, să o păstreze această credință care i-a fost dată și să arate în continuare credincioșie față de Dumnezeu. Despre Tesaloniceni, la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, zice, trebuie să mulțumim fraților lui Dumnezeu pentru că credința voastră merge mereu crescând. Ați văzut ce se vorbește despre Tesaloniceni? Credința lor merge mereu crescând. Acum eu îmi pun întrebarea mie. Cum merge credința mea față de Dumnezeu? Crește? Se vede această credință că ea crește? Sau se vede că stagnează undeva? Sau poate dă înapoi? Zice, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, avem atâtea lucruri în cuvântul lui Dumnezeu care ne învață în ce privește credința. Credința noastră, ea trebuie să fie testată. Și spune, zice, pentru ca credința voastră, pentru ca încercarea credinței voastre, care este cu mult mai scumpă decât aurul care piere, ea să fie aceea care să primească la urmă lauda, slava din partea lui Dumnezeu. Ce mare lucru este ca Dumnezeu, privind la mine, la viața mea, să poată să spună, este cu adevărat credincios. A trecut biruitor prin încercarea aceea. M-a cinstit mai departe cu încrederea. Dumnezeu dorește din partea mea ca eu să-L cinstesc cu încrederea. Este că fiecare dintre noi, atunci când vorbim cu unul sau cu altul și promitem ceva, ne bucurăm când vine și spune, știu că tu te ții de cuvânt, știu că tu vei împlini ce ai promis. Ce mare lucru este ca așa să putem să spunem întotdeauna noi, degajat față de Dumnezeu, știu că tu vei împlini tot ceea ce ai promis pentru mine. Multe sunt de spus legat de această credință. Dar aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să luptăm pentru ea. Și am mai repetat acest lucru. De ce? Apostolul Petru spune că este de mare preț către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Apostolul Petru a fost acela care a fost la picioarele Mântuitorului timp de 3 ani și jumătate, l-a cunoscut îndeaproape și el a știut în cine se încrede. Și această credință pe care el a primit-o din partea lui Dumnezeu și încredere pe care a avut-o, el a căutat să o transmită și celorlalți. Și spune, de aceea spune, de același preț cu a noastră. Este o credință care are preț în ochii lui Dumnezeu. Și dacă ea e prețuită de Dumnezeu, atunci noi să
nu-L supărăm pe Dumnezeu prin neîncrederea noastră. De ce trebuie această luptă? Pentru că încă de atunci și până astăzi au fost persoane care s-au strecurat, cum spuneam puțin mai înainte, printre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu mai vine și spune, scriși de mult pentru o sândă veșnică. Au ieșit din mijlocul nostru. Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 20, aș vrea să citesc câteva versete de acolo. Versetele 29 până la 31. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor, adică să facă partide. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Iată, de atunci s-a văzut, de aceea și Iuda pune această problemă, de aceea și Ioan vorbește despre lucrurile acestea, și Petru, și Pavel, toți apostolii de la început vorbesc despre vremurile acestea în care în biserica lui Dumnezeu se strecoară. S-a strecurat în grădina Edenului vrășmașul și a adus prăpăd pentru întreaga omenire care a venit. Unde este curat? Unde este sfințenie? Unde este neprihănire? Întotdeauna vrăjmașul va ataca prin forțele lui, prin oamenii pe care îi are. Va încerca să pătrundă și să facă dezbinare, va încerca să aducă învățături abătute ca să-și facă adepții lor și lucrurile care astăzi se văd din belșug. Iată ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, de aceea vegheați. Vegheați. Ce înseamnă să fii veghetor? Să fii treaz. Și spune în altă parte, fiți treși și vegheați. Căci protivnicul vostru, diavolul, la Petru, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Când dormi, nu veghezi. Nu poți să veghezi atunci când dormi. Dacă nu veghezi, înseamnă că ai adormit pe calea lui Dumnezeu și ești o pradă ușoară pentru cel rău. De aceea vegheați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în situația aceasta aș vrea să vă spun că sunt oamenii care nu veghează, care dorm pe calea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, cum am spus, sunt o pradă ușoară. Și ei ușor își abat urechile și inima de la tot felul de lucruri care sunt pe drumul acesta și sunt o grămadă de glasuri care vin dintr-o parte și într-alta, care vin să aducă noutăți, dacă se poate spune în Evanghelie, pe lângă că și de aici se nasc, Dumnezeu să ferească grupul acesta de frați, dar am trăit prin această situație când eram împreună cu ceilalți. S-au strecurat printre noi și au ieșit la iveală și au adus învățături abătute și ne-au criticat pe noi că avem erezii și învățături abătute și ne-au dat pe noi afară din cult pentru că ei sunt mai deștepți. Sunt oameni care aproape ai putea să spui
să nu te rogi pentru aceștia, pentru că sunt scriși pentru o sânda veșnică. Mă doare când spun lucrul acesta. Pentru că am fost împreună atâția ani și dintr-o dată, dar cuvântul lui Dumnezeu zice, nu sunt dintre ai noștri, nu sunt din copiii lui Dumnezeu, că dacă ar fi din copiii lui Dumnezeu, n-ar face ceea ce fac. Ce este de făcut pentru și în spatele lor nu este altul decât vrăjmașul sufletelor noastre, care a fost vrăjmașul lui Dumnezeu, vrăjmașul Domnului Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe că sunt acești oameni. Și iată că aici n-am citit partea aceea pentru că n-am vrut să mă ocup neapărat de partea aceea a Vechiului Testament. Printre prorocii Vechiului Testament au fost și proroci care nu au fost chemați de Dumnezeu și care s-au slujit pe ei înșiși și au slujit pe împărații care erau în vremea aceea. Erau 400 de proroci la un moment dat care au prorocit pentru Ahab ca să meargă că Dumnezeu îi va da biruința. Și când a trebuit să vină și Mica, el știa mai dinainte că nu va spune ca ei. Și cel care l-a adus pe Mica i-a zis, uite să spui și tu așa ca să meargă lucrurile bine. Și a început să spună la început ca el, ca ceilalți. Dar Ahab a înțeles că nu ăsta este glasul lui Dumnezeu. Știa bine că Mica vorbește din partea lui Dumnezeu, dar el nu dorea să se supună lui Dumnezeu. El dorea să se supună plăcerilor lui și gândurilor lui și planurilor lui. Și numai unul din 400 a spus cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul ne spune că au fost astfel de oameni în vechime. Ne spune că au fost îngeri care au încercat să se ridice deasupra lui Dumnezeu și au adus o pierzare și au câștigat o pierzare pentru ei. Dar au fost multe atacuri. Lucrul care ne-l aduce aminte aici este, care mi se pare atât de concludent, este de poporul Israel, care a trecut Marea Roșie, a ieșit din Egipt prin credință, a trecut Marea Roșie prin credință și după aceea au lăsat aripile în jos. Au început să cârtească, au uitat credincioșia lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și leatul acela de oameni, pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu până la cap, spune că au fost nimiciți. Au pierit. De aceea cuvântul lui Dumnezeu zice, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Iată, astea sunt lucruri care le știm din cuvântul lui Dumnezeu că ies din mijlocul nostru. Au fost proroci din mijlocul poporului Israel care n-au prorocit prin Duhul lui Dumnezeu și sunt și astăzi oameni, se face această comparație, care ies din mijlocul nostru și nu fac altceva decât să îndemne pe oameni la destrăbălare, la desfrâu, la o viață liberă. Sunt biserici care îngăduie păcatul fără nicio, ba mai degrabă vorbesc, dom'le, nu mai fiți așa de strâmți, fiți mai liberi, e nevoie de libertate, de libertate la păcat, dar nu la neprihănire, libertate la ceea ce vrăjmașul caută să ne ducă într-o parte sau într-alta, să ieșim de pe calea lui Dumnezeu. A fost întotdeauna vrăjmașul atât de îndârjit, dacă n-a putut să-l omoare pe Mântuitorul când era prunc, a încercat la cruce. Dacă n-a reușit nici la cruce, încearcă acum cu copiii lui Dumnezeu să-i perturbe de pe calea lui Dumnezeu și să-i dea înapoi și să îi facă să se murdărească și să trăiască într-o viață de mizerie pe pământul acesta. Dar mai sunt și alte glasuri care vin acum
la sfârșit de veacuri, și glasuri despre care de multe ori ți se pare că sunt atât de clare, vin cu cât un cuvânt scos din context, din cuvântul lui Dumnezeu, și ți-l pune în față. Vezi? Uite, așa trebuie să faci. Spre exemplu, am văzut acum un mesaj, zice: pot totul în Hristos care mă întărește. Pot să fac orice. Dumnezeu îmi dă libertate. Dumnezeu mi-a dat mână liberă. Acum nici nu trebuie să mai stau de vorbă cu Dumnezeu. Pot să mă apuc de lucrare. Pot să fac orice. Oare așa a făcut Mântuitorul? A zis, el era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și el a zis, nu fac nimic de la mine însumi. Fac numai ceea ce văd și ceea ce aud pe Tatăl făcând. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Asta a fost Mântuitorul, Dumnezeu. Venit pe pământul acesta, a stat într-o strânsă dependență. Să mă duc sau să nu mă duc? Ucenicii zice, uite, e sărbătoarea, hai de sus. Nu mi-a sosit ceasul. Și după aia ziceai că nu vii. Păi mi-a venit ceasul și de aceea am venit. A fost în ascultare. Eu cum sunt? Zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu trebuie să mai faci nicio problemă. Orice, apucă-te de lucrarea lui Dumnezeu și fă orice. Dar din firea pământească, nu din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că poți totul. Alte lucruri care m-au îngrozit mai de curând, pe care s-a întâmplat să le aud, este iarăși abaterea de la persoana principală a vieții noastre, de la Mântuitorul sau de la Dumnezeu Tatăl. Și vin cu alte învățături. Spre exemplu, acum nici nu știu de unde au scos. Eu știu că sunt doi arhangheli, Gavril și Mihail, în cuvântul lui Dumnezeu. Au scos o sumedenie de arhangheli bazați pe un anume text din cuvântul lui Dumnezeu, că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise pentru noi, și vin și spun, am nevoie de ceva, știu la care arhanghel să mă adresez sau cărui înger, că el are o misiune din partea lui Dumnezeu, nu-l mai deranjez pe Dumnezeu, nu mai depinde de Domnul Iisus Hristos, sunt îngerii care îmi slujesc. Am nevoie de bogăție, vorbesc cu nu știu care. Am nevoie de sănătate, iarăși vorbesc și toate vin. Dintr-o dată lucrurile s-au schimbat în viața mea. Mai vin și spun să ai o gândire pozitivă. Eu nu spun să ai o gândire negativă, dar aici este un mare clench, să spun așa, pentru noi. Nu. Trecem cu vederea peste păcat, trecem cu vederea peste încercările pe care Dumnezeu le dă în viața noastră ca să poată să ne îndrepte și să ne facă să ne cercetăm. Și eu nu mai privesc la lucrurile prin care Dumnezeu încearcă să mă cerceteze, și în loc ca eu să mă pocăiesc și să mă îndrept înaintea lui Dumnezeu, trec cu vederea peste toate. Multe lucruri ar fi de spus în privința aceasta. Iată, am spus câteva lucruri care sunt de căpetenie pentru cel credincios, care trebuie să lupte pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dar ca această credință să poată să aibă un rezultat bun în viața mea, este nevoie de un lucru. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei, zice, păstrează credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Ce i-a făcut pe unii să cadă de la credință? N-au mai fost atenți la cugetul lor, la conștiința care vrea să le vorbească de fiecare dată, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și mai este un lucru. Oamenii nu mai sunt atenți atunci când nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu, când nu mai se roagă. Eu deja știu cuvântul lui Dumnezeu, l-am citit de vreo 20 de ori și mi-ajunge, îl știu acum de la un cap la altul. Dar cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească în fiecare zi. Așa se face că cel credincios
trebuie să duc această luptă îmbrăcat în armura lui Dumnezeu și să știe că în afara persoanelor care vin să ne ispitească este vrăjmașul. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Mai au încă acces acolo. Ei se duc să ne părască și pe noi de fiecare dată când noi nu suntem atenți și când el a reușit să ne, clatine pe calea lui Dumnezeu. Așa, am spus lucrurile acestea, aș vrea să încheiem cu partea de la urmă, care este o parte care începe să ne încălzească și începe să ne îndemne la ceea ce este bine pentru noi. Dar voi, prea iubiților, uitați-vă ce frumos vorbește cu... Sunteți prea iubiți, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Întrebarea mea este, cum am vedea noi această zidire pe credința prea sfântă? Cum poți să te zidești? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Citindu-l de la un capăt până la altul. Nu luând separat, unii mai deschid Biblia așa la întâmplare și așa mi-a vorbit Domnul. Nu, cuvântul lui Dumnezeu se ia de la un capăt până la altul. Așa se face zidirea. Zidirea nu se face dintr-o evanghelie și două epistole. Se face din tot cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 66 de cărți în cuvântul lui Dumnezeu, care sunt scrise pentru învățătura noastră. Și nu sunt pentru altceva. Nu e numai Evanghelia după Ioan și Evangheliile poate Apostolului Pavel sau al lui Iuda, ci tot cuvântul și Vechiul și Noul Testament este prin Duhul lui Dumnezeu inspirat și este spre binele nostru, spre zidirea noastră. Când vei citi tot cuvântul lui Dumnezeu de la un capăt la altul, vei înțelege bine voia lui Dumnezeu. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cum ne rugăm? Ne rugăm prin Duhul Sfânt? Sau ne rugăm că trebuie să ne rugăm și că avem și noi nevoile noastre? A te ruga prin Duhul Sfânt este ca să ai timp și să te duci înaintea lui Dumnezeu și să stai liniștit, fără grabă, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și să-ți arate, în primul rând, poate ceea ce e nepotrivit în viață și apoi să poți să osândești lucrurile nepotrivite și după aceea să poți să-L lauzi pe Dumnezeu și la urmă să-I aduci și cererile care le ai. Îți trebuie timp ca Duhul lui Dumnezeu să poată să te învețe, să te poată ajuta, să te poată îndemna. Și țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Țineți-vă. Stați în dragostea lui Dumnezeu. Strâns legați de Dumnezeu. Nu vă depărtați de dragostea. Când ne depărtăm noi de dragostea lui Dumnezeu? Atunci când nu suntem veghetori? Atunci când îngăduim ca în cugetele noastre să apară lucruri nepotrivite sau păcatul care ne înfășoară așa de lesne cum vorbește la Evrei, capitolul 12, versetul 1. Sunt lucruri care atunci când noi nu suntem veghetori, ele se strecoară repede în viața noastră și avem nevoie ca să rămânem în dragostea lui Dumnezeu și ca să rămânem în dragostea lui Dumnezeu, ai nevoie să te eliberezi de tot ceea ce este nedrept. Când te simți vinovat, te mai poți duce înaintea lui Dumnezeu? Nu că ceva te trage înapoi și spune, degeaba te rogi. Și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Adică așteptați momentul întâlnirii cu Domnul Iisus.
Mântuirea noastră este trecută, prezentă și viitoare. Și îndurarea lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, este pentru viața veșnică, se va arăta când ne vom întâlni cu El. Orică vom trece prin moarte, orică vom fi răpiți cu toții și atunci vom vedea în plenitudinea ei dragostea și îndurarea lui Dumnezeu arătată față de noi. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Iată, El poate să ne păzească ca să ajungem fără prihană la acea întâlnire. Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, credința de același preț cu a apostolilor, cu cea care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. El să ne ajute. Amin. Amin.